Salut și bine ați venit la nou unboxing pe Iona Games. Sunt Arlui și de care o să vă prezint ceva foarte interesant. Am aici o cutie albă, fără prea multe înscrisuri și înăuntru avem ceva foarte interesant. O să vă arăt imediat despre ce e vorba. Da? Da, deci înăuntru avem un braț pentru microfon plus pop filterul pentru microfon. Da, una alta să vă arăt microfonul meu cum arată. Da, ăsta este microfonul meu. Așa vine el pe suport ăsta normal ca la televizor, ca la televiziune, da? E, pentru el mi-am comandat acest pachet care va fi vine cu filter, da? Asta este bun dacă ține microfonul aproape de gură, să nu ne sară anumite de bucăți. Să nu ne sară salivă din gură sau să nu se audă respirația noastră în microfon. Deci, pentru că microfonul este foarte aproape, da? Vom folosi ăsta. Da? Vine prins de cadru. Iar în interior, da? mai este ceva. Ba-bam. Da? Un prelungitor. Asta puțin cutia mai în față. Un prelungitor pentru microfonul nostru, da? Deci asta vine aici în spate frumos. Îl desfacem de aici și îl prelungim cu asta. Da? Deci acum o să avem puțin mai mult cablu. Chiar făceam o problemă dacă o să mi ajungă cablul la microfon până unde vreau eu, da? Și cu treaba asta am scăpat de problemă. Deci, ăsta e al doilea obiect care îl găsim în acest pachet, da? Acest cablu cu mufe speciale pentru microfon, care vine acolo, sunt compatibile cu cablul de la microfonul meu. Hai să scoatem puțin cartonul ăsta ca să nu mai supere. Iar în interior mai avem brațul și menghina, să zic așa, dacă puteau atât de. Păi, cu bucata asta de cu piesa asta, vine prins de masă, de biroul meu, vine prins brațul, da? Brațul de la microfon, care are același dispozitiv, de asta am și comandat, cu cel de la microfonul meu, da? Este la fel. Da, deci așa vine, o să-l montez și o să-l acum acolo la înregistrări audio mult mai, să zic așa, mult mai originale. Mult mai corecte, pentru că nu sunt aceleași probleme care am avut înainte, gen zgomot de fond sau alte chestii, plus că avem aici un filter pentru, hai să scoatem ce vreau să-mi, da? Cam așa este, e destul de mare, acum, nu știu dacă o să folosesc prea mult, pentru că între timp mi-am comandat și un burete special, un burete pentru microfon, să vină pus direct aici pe microfon, da? Mi-am comandat direct un burete și probabil cu timpul voi înlocui acest pofilter care este destul de mare și probabil destul de incomod, dar vedem, facem o comparație în momentul în care o să-mi vină și acel burete, o să facem o comparație de sunet, de calitatea sunetului între pop filter fără niciun pop filter și cu acel burețel. Bun, haideți să ne mai uităm puțin pe la acest braț, da? Are două părți cu arcuri, parte de aici o să vină băgat aici în menghină, o să fie prins frumos de masă și microfonul va sta foarte, foarte aproape de gura mea. Păi, cam atât cu unboxing-ul ăsta, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, la următorul unboxing, vă urez un sincer salut!